Și om se exprimă mai bine limba lui, că noi așa în sat tot vorbeam în română. Grafia chirilică în grafia latină nu ne-a fost greu, pentru că noi toată viața ne-am crescut cu România aproape. În chirilică de acum nici nu mai pot să mai scriu. Deci citesc, dacă îmi dau să scriu, trebuie, dacă să scriu în chirilică, nu pot, spun și cu litere în grafia latină. Eu am fost la toate trei adunări naționale, mari adunări naționale, am participat acolo. Și nu se uite lucrul ăsta, vă zic că oricare ședință de plenară de partid la raion sau la Consiliu cel executiv, trebuia să știe bine rusa sau trebuia să știe. Vedeam mai în scurt că rusa a pus stăpânire pe noi, și că nu mai este chip, trebuia să te duci acolo toți, că e rus, că e nu știu ce, dar acolo ziceau mai mult moldovenii noștri, vă zic, și trebuia să vorbească rusești, lucruri pe care, dar atunci se luau mulgătoarele astea, vă zic, fel de fel de lucrători de simpli, care nu prea stăteau bine cu limba rusă, vă zic, și curgeau transpirația de pe dânsi până și terminau cuvântarea cei care au avut spus acolo, măcar că ca lucrători erau oameni foarte buni, cei mai buni. Limba poporului care a dat denumire Republicii, limba moldovenească, va deveni limba de stat, își va ocupa locul în toate sferele politice, sociale, economice și culturale și va îndeplini în legătură cu aceasta funcțiile de limbă de comunicație pe teritoriul Republicii. A venit în limba moldovenească, noi bineînțeles că ne-am bucurat că orice om se exprimă mai bine limba lui, că noi așa în sat tot vorbeam în română, în moldovenești, în română, cum și nu a fost, pentru noi a fost o bucurie și greu să scrim de la grafia latină, de grafia chirilică în grafia latină nu ne-a fost greu, pentru că noi toată viața ne-am crescut cu România aproape, la noi TVR a fost permanent și noi tot timpul citeam jos filmele la noi și la noi a fost ca o trecere foarte ușoară. Pentru mine personal nu a fost deloc greu. M-au chemat secretarul de partid și m-a întrebat în primul rând dacă știu limba rusă și să pot să fac procese verbale în limba rusă. Noi atunci, pe timpul ce l-am terminat facultatea, tot în limba rusă, că la Politehnic, cum era la Universitatea Tehnică acum de curent, tot în limba rusă am învățat. Nu a fost ușor și în limba rusă, că noi de aici învățam 10 ani în moldovenești, în română, ne duceam acolo, era un fel, pentru noi era un fel de stres, nu puteam să ne exprimăm, învățam naușnic comunism, cum spunea atunci comunismul științific, nu ne sculam să ne exprimăm liber, pentru că în grupă erau, majoritatea erau ruși. Și noi, dacă spuneam ceva greșit, ei se râdeau ca tinerii, cum erau. Să înțeleg că până în 89 scriați documentele în limba rusă, da, după asta, din 89 până 92, în chirilică. În chirilică, 92 undeva. Am început, după cum mă uit eu în documente, că nu-mi mai aduc aminte așa în sine că este leagă de timp, după cum eu mă uit în actul registrului notarial, e ca mățubândă, pașaport, copia sedetei sau brache, 92, și ca 92, anul 92, e că eu văd că încep cu testament, cu pașaportul, cu încep cu chirilică. Deci ați citit mai înainte, era în rusă sau în chirilică? În rusă. În rusă, da. Că am mai urmat tot ce am făcut până prin 92, urmat și dădeam încă la Vulcănești, noi dădeam în limba rusă documentele, cu toate că, poate care erau pe la Cahul, pe la asta, dar acolo la Vulcănești noi n-aveam cui să-i dăm, că toți erau de... Erau găgăuși, erau... și toți vorbeam în limba rusă. Eu ne-am început activitatea de prin 87 aici la primărie, 85 pe la... tot în limba rusă, în limba rusă era așa, că vedeți cum se scrie ca 90, noi n-avem, cred că, nu, chiar n-avem, și scriam în chirilică.
dispoziție în legătură cu despre acordarea premiei și calitativ și reieșind din dispoziția 94 de la 2 noiembrie 1990 a Comitetului Executiv Raional de Deputați ai poporului de acordat în luna decembrie premii tuturor lucrătorilor Sovietului sătesc Văleni, da, în mărime de 2 salarii anuale conform vremii lucrate și în limita fondului de salariu întărit pe 1990. Este cărțile din perioada sovietică, dinspre timpurile războiului, cum ar fi. Noi dăm la rebut și alegem mai acele cărți care de acum știm că sunt vechite de tot. Am dat la rebut din economie. Astea, erau legi care pe atunci când erau cu Uniunea Sovietică, cu Congresul, noi sunt cărți vechi. Mai aveți așa cărți? Nu, noi le-am dat la rebut de acum pe cele. Da, și nu, da, nu mai este. Dar ceva legat de comunismul științific, legat de... Aia cele nu avem de mult. Citem la televizor filmele de la români, cum traduc eu jos, scriu eu, nu îndovedem să citesc. Dacă noi eram cu chirilica atunci, nu îndovedem să citesc. Acum aștept până să termină să scrie altă. Repede m-am dat după scrisul ăsta latin. Acum, în timpul de asta, este o perioadă mare de acum, de când a fost din 89 până acum, în chirilică de acum nici nu mai pot să mai scriu. Deci citesc, dacă îmi dau să scriu, trebuie, dacă să scriu în chirilică, nu pot, să spun și cu litere în grafia latină. Din colecția Adevărul. Asta e citit de cititor, de tineret. Asta e citit. Nu este cât că nici un cititor să nu rămâne, nici un tineret să nu citească. Și avem aici făcut din medicină, din pe sănătate avem expoziții și avem cărțile sunt în chirilică. Dar cu toate că sunt chirilică, ele sunt cărți bune și noi cred că nu o să le dăm la rebut. Sunt cărți bune, sunt înțeles. Le ia cineva? De la despre sănătate, iau de astea cărțile despre sănătate, nu iau. Și noi facem activități cu sănătatea, că avem cerc, club cu sănătatea și noi nu putem că scărți, dar din medicină. Avem de cărți din medicină și noi. Nu o să le dăm, chiar dacă sunt chirilică, nu putem să le dăm pe toate. Marea Adunare Națională, în sfârșit, miezul Chișinăului respiră cum trebuie să respire în adevăr și zic că această zi de august ar trebui de astăzi înainte să ne fie o zi națională. Într-adevăr, dacă am sărbători o zi a eliberării, să ne sărbătorim ziua de 27 august, când ne-am eliberat. Dar în privința grafiei latinei, că dacă greu sau nu greu, dar eu de pildă nici nu țin minte, parcă îmi pare că într-o săptămână noi eram și trecuți cu școala, eu lucram la școală atunci, și ușor de tot, n-am nicio piedică, drept că s-au pregătit niște tablete așa cu alfabetul în grafie, dar noi, la noi se învăța, se învață franceză, vă zic, și practic alfabetul era știut, și te-a antrenat o dictare, două și gata, s-a terminat cu trecerea la grafie. Mai greu a fost cu manualele, că nu deodată erau gata, nu deodată ele trebuiau pregătite întâi. Dar din partea lor n-a fost nicio problemă, nici a lor și nici a noastră parte, a învățătorilor, a pedagogilor, pentru a preda. Adică, în genere, poporul nostru este nefericit într-un fel și de la începuturi, dar și acum, pentru că n-au oameni care să gândească pentru soarta
lor, a poporului în întregime.